Salut, stupare din Republica Moldova și din România, 6 septembrie 24. Am spus în filmulețul trecut că voi prezenta cum curăț eu gratile Hahnemann ca să rămâi ca noi, fără mari intervenții din partea mea, adică azi am început să scot gratile și hrănitoarele de acum și pentru că am promis, așa într-un filmuleț foarte scurt, o să prezint cum fac lucrul ăsta. Uite, aici cu vreo 3 ore în urmă am scos câteva, că am avut altceva de lucru, a intervenit ceva. Și uite așa, le pun aici unii sadăpătoarele și albinuțele. Uite în felul următor. Eu toată seara și tot propolisul care mai este pe rame, pe gratile astea. Și până la urmă, uite așa, rămân curate. La fel și hrănitoarele, le pun tot aici și mai este propolis și seară, totul este luat de către albinuț. Uite cum rămân, curate. Uite și fac albinuțele pe acolo, în câteva ore le depozitez de acum. Anul ăsta am hotărât să le depozitez, nu le mai las prin stupi. Și în felul ăsta rămân curate. Doar câteva ore trebuie și nu au nimic pe ele. Eu zic că e destul de ușor și destul de eficient. Încă o dată, uite cum rămân. Curate. Uite, acolo mai este niște șară. Albinuțele își fac treaba. Cam asta am vrut să prezint, un filmuleț foarte scurt și dacă am promis, poate cuiva îi este de folos și pune în practică lucrul ăsta. Adică eu de obicei scot multe, acum vă spun încă o dată că a intervenit ceva, o trebuie să plec de acasă și doar câteva am scos, am pus. Cam așa le fac. Aseară la noi un plic oburat, dar foarte puțin. Am înțeles prin Republica Moldova au fost și ploi mai bune, pământul uscat. Aștept și eu, poate să ploaie ceva, mai bate vântul, un pic înnorat, un pic înseninat, așa. Poate avem norocul și ne plouă. Cam atât. O zi bună la toți, vă spun.